Abundo ale to je linka tomu rovnému, čím profesor, to je Kiril Ekonom, zvali a stále pavení ten kulisy, šia toku taša, piesi, kinoma. Și eu m-am dus la el, da? Și el s-a uitat așa lungă la mine și a spus, apleacă-te. Și eu m-am plecat și m-a sărutat aici pe frunte. Și astăzi ai sinalizele lui pe fruntea mea. Și în clipa aceea toți actorii de la Național au spus, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Dacă Stancu te-a pupat pe frunte, nu cred că există trei actori Național care au fost sărutați de el cum te-a pupat el. Deci ai intrat definitiv și irevocabil în inima lui. Mi-ai spus să citesc o poezie, da, deci, da, foarte scurtă. Eu o vață. O povață de viață, dată de coctor, cu inare cotro. Rănui cârpă de praf sau o treabă, n-ai față de cearșaf. Nu te înghesui ca soapele, ce-și mistifică aproapele, să te dai rudă cu prosoapele. Nu ești cu ele de-o teapă și de papă, te dau de gol aerele străinței de petice, dacă nu te țin baierele antipoetice. În cartea de cine al lui Camil Petrescu, zice, îl privește cu pasiune rece. Și artesa spune, nu, că am vedeți cu și cadile cum de asta, ce? Uite de la mine! Să-ți spun un lucru. Nu înțeleg de ce ești atât de modest. Și ți se pare că nu știu ce mare dar ți-am făcut noi că am venit aici. De ce te gândești la cât dar ai oferit oamenilor? Te gândești la dor. De ce nu te gândești cu cât drag ne gândim noi la filmele în care te-am văzut, la piesele în care te-am văzut. Dacă erai în altă parte, nu te mai rușina așa de Stuart și de, nu știu, alte mari figuri, să zicem. S-ar fi rușinat ei de tine. Nu s-ar fi rușinat, dar ai fi fost eficient de mână cu ei, să știi. Noi suntem, ne-a dat Dumnezeu să ne naștem aici, ne-a dat Dumnezeu să trăim aici, ne va da Dumnezeu să și murim aici, dar ne raportăm unii la alții. Și nu ai deloc de ce să fii modest în fața noastră. Noi te considerăm un egal, un coleg din altă artă. Atât. Este o comunicare între arte. Iar ceea ce ai comunicat tu lumii este mult mai mult decât ce am comunicat noi. Pentru că un actor este mult mai văzut decât un autor este citit. Spuneai că n-ai fi oferit aripi. Nu știu dacă făceai bine dacă nu oferai. Nu știu dacă ne mai găseai. Că cine știe într-un elan ăsta în care n-am fi luat zborul și te salutam de undeva de sus. Bernard Pivot, un mare realizator de televiziune francez, invitând niște oameni foarte interesanți întotdeauna, invariabil fiecăruia îi pune următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu ar exista și te-ai înfățișat lui Dumnezeu, ce i-ai spune? Și am spus, domnul Bernard Pivot, nu-mi face mie favoarea să mă invite, dar dacă m-aș afla în fața lui Dumnezeu, în care eu cred, i-aș spune, Doamne, nu mă mai trimite pe pământ. M-am dus chiar la arta actorului. Și vreau să-ți spun că pentru mine artele interpretative sunt mult mai grele decât artele astea făcute de omul singur. Eu am zis ferice de om care poate face un lucru de omul singur. În sensul ăsta, ferice. Vorba bine. Că eu nu cred, fac o paranteză, nu cred că oamenii fericiți scriu, pictează, compun, sculptează. Cred că este o nemulțumire foarte mare în sufletul omului care se dedică artei. Și
și în același timp o mare dorință de comunicare. Și atunci nu este un avantaj să poți să faci ceva singur. Pentru că eu scriu acolo, bine, rău, cum scriu, da? Nu poate nimeni în față. Nu întâmplător, indiferent că ești creștin sau nu ești creștin, nu poți să nu apreciezi valorile esențiale ale creștinismului. Credința, speranța, mila. Și aici la Miller este enorm de multă dăruire. Pentru mine asta face actorul. Îți dăruiește în fiecare clipă când vorbești pe scenă, este al tău. Este o emanație de suflet către tine. Niciodată nu mi-am pierdut răbdare. Mă duceam cu diverse novele pe care nici nu le-am publicat pe la diverse gazete. Și ba nu era acolo vorba de partid, ba nu era de guvern, ba nu era de tovarășul de la raion, ba nu era de nu știu cine. Și întotdeauna mi se găsa un om în parcură. Dacă ai scăpat vârsta la care să joci un rol, nu le mai joci niciodată. Așa este. La mine nu poți să scapi niciodată, nicio vârstă. Eu pot să scriu foarte frumos la 70 de ani, ca și când aș avea 25. Vezi, eu am scos-o cu mine în lume, în favor de lume, că ea e memoria via Pământului Românesc. Adică... Memoria care se ramolește fiecare zi. Eu am o mare capacitate de a ierta, dar sunt anumite lucruri pe care nu pot să le uit. Și aici îl citesc pe Iorga și spun, cine uită, nu merită. Oamenii te privesc ca artist, nu știu cât înțeleg, cât realizează, ce sacrificiu face un artist. El niciodată nu știe, mai ales la artele astea pe care le faci singur. Nu știi niciodată care va fi reacția. Asta nu întreba. Nu știi. Adică actorul, cel care, solistul, fie că este vocal, fie că este instrumental, scriitor, compozitor, are un public după care se orientează, dar are la... Concret. Concret, da. Are. Da. Eu nu am niciun fel de contact cu publicul meu. Unul dintre modelele mele din literatură, adică cel pe care îl invidiez cel mai mult în proză, este Tolstoi bătrân. Război și pace. Așa. Să zicem așa. Iar da. După aceea, un model al meu a fost Balzac, care are procedeul ăsta de a lua personaje și de a le purta în carte în carte. A fost bază. A fost foarte, foarte onorați de prezența ta, Ileana Lupescu. Te felicităm pentru tot ce ai scris și pentru tot ce scrii, pentru că tu, de ce să nu spunem și dumneavoastră probabil și ești un gazdă tare excepțional. Subiectele tale, felul cum prinzi toate lucrurile din jurul tău, și cum le comunici cu o discreție, dar și cu o amărăciune, și câteodată cu o bucurie, și un fel de dezamăgire. Eu te simt extraordinar. Am spus, faci parte din familia mea de personaje. Și îmi pare rău că îndrăznesc și chiar fac mea culpa că îndrăznesc să mă pun alături de tine și de acest excepțional băiat care cred că niciodată nu-și va pierde flacăra asta care îl animă, bucuria de a bea cafea, de a întreba, are zahăr, n-are zahăr, poți să fumezi, nu poți să fumezi, să vă citesc o poezie, pentru că el are în el bucuria creației. De asta sunteți voi doi mari artiști.